Fermierii olteni care doresc să folosească în 2023 combustibil subvenționat de la stat sunt obligați ca în această lună să depună acordurile la APIA Olt. Reprezentanții instituției spun că și persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali beneficiari ai acestei scheme de sprijin, doar dacă într-un anumit interval de timp se autorizează ca persoane fizice sau întreprinderi individuale. Se depun cererile pentru ajutorul de stat privind decontarea accizei la motorină pentru anul 2023. Cererile se depun la Centrul Județean al APIA Olt. Beneficiarii sunt persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, societățile comerciale. Pot fi potențial beneficiar și persoanele fizice, adică pot depune cerere privind obținerea acordului, dar au obligația ca în termen de 60 de zile de la emiterea acordului să se autorizeze ca persoane fizice autorizate sau alte forme autorizate. Aceste cereri se pot depune și după data de 3 ianuarie, însă fermierii vor fi penalizați. Aceste cereri de acord se depun până la sfârșitul anului, dar pot fi depuse și după 1 ianuarie cu o reducere proporțională privind numărul de luni în care nu au depus cererea de acord. În termen de 20 de zile de la primirea cererii, APIA Centrul Județean va elibera acordul cu cantitățile de motorină și valoarea ajutorului de stat pentru anul 2023 care se va acorda pentru beneficiari. Pentru anul agricol 2022, la APIA Olt au fost eliberate 1350 de acorduri. Valoarea sprijinului financiar a fost de 1,63 de lei pe litru de motorină utilizat.